Bună seara, prieteni! Ne revedem și la în acest început de toamnă bezmetic, în acest octombrie care ne biciuiește așa cum suntem obișnuiți și cu nostalgie și cu depresii. Încercăm în această seară, ca să ard mai repede și verbele și frazele și etapele și mai ales să construiesc o altă atitudine, să vorbim despre altceva. Adică să vorbim despre ceea ce ne interesează pe noi în fiecare zi, chiar dacă ignoranți fiind, că așa este natura umană, trecem pe lângă toate acestea fără să ne adresăm vreodată vreun fel de întrebări. De unde și până când și când ne vom smulge din această dulce și anestezică ignoranță și mai ales bucurie de a nu ști nimic. Invitatul meu din această seară, invitata mea din această seară, este doamna Luminița Chihai, președinte CECAR Suceava. Sărătumirile, doamnă, bine ați venit! Am spus în această scurtă introducere și din respect față de dumneavoastră, am făcut-o mai scurtă, de fapt am improvizat-o mult mai scurt și nu am făcut niciun fel de referire la politica actuală de azi, la de ea, de cea de ieri și cea de mâine, că în toate cele ce sunt politica noastră, tocmai pentru a ne prăbuși direct în subiecte, pe lângă o scurtă, să-i spunem, de acomodare, introducere. Adică, cât e de ermetic acest concept sau această instituție, cât e de ocultă sau cât e de banal de reală CECAR Suceava. Cu ce se ocupă, ce fac și cum fac cei care lucrează sub această cupolă a CECAR-ului românesc. CECAR-ul este cea mai mare organizație profesională din România. Este un organism profesional decretat de utilitate publică sub cupola Ministerului de Finanțe. Totalizează un număr de vreo 42.000 de membri la nivel de țară. La Suceava avem 680 de membri. Adică specialiști contabili, nu? Sau experți contabili și contabili autorizați. Cei care au devenit astfel prin susținerea unui examen care n-a fost ușor și este din ce în ce mai greu. Adică nu e suficientă facultatea, nu? Nu este suficientă facultatea. CECAR e cea mai apreciată. Cea mai aproape de specializarea noastră este contabilitate și informatică de gestiune, urmată de un master în contabilitate și audit. Așa. Suceava cât noi avem 680 de membri, din care vreo 530 sunt membri activi. Cum etichetați? Cum evaluați? Mult? Puțin? Normal? Suntem firesc, o filială de nivel 2, cum se spune, deci un pic mai mult decât cea mai mică. Decât cea mai mică. Deci da, sunteți medii. La limita, nu la medii. Zona... Nu, suntem în zona medie. Deci înțeleg că în ultimul timp această profesie nu mai este așa stigmatizată, anatemizată, că întotdeauna contabili, adică erau etichete egal zgârceni, eram egal obtuzitate, egal lipsă la deschidere, open mind, el știe litera, punctul, virgula, leul ăla celebru care dacă nu-ți găsește, nu închizi balanța, așa și așa. Ce știu eu așa de la contabilul meu? Un pic o diferență între contabil și un profesionist contabil. Da. Căci din punctul nostru de vedere este o mare diferență. Contabil poate fi și un absolvent de liceu economic care termină cu specializare de tehnician contabil. El se poate numi într-un fel contabil, dar nu are calitățile și pregătirea unui profesionist contabil. Multe ore de pregătire profesională, multă responsabilitate, multe examene și, în primul rând, specializare. Specializare pe domeniul fiscal, pe domeniul contabilitate. Adică un specialist contabil vede și în viitor, adică vede mai mult la nivel macro, adică e ca și un prezicător în sensul cunoașterii, nu în sensul șarlataniei. Nu? Deci este ceea ce vă spuneam. Analizăm piața. E vorba de specializare. Vrem să depășim faza contabilului cu mânecuțe, da, și cu acea cotiere. Mașină de, da, de, caz, de calculat. Abacul, nu mai e abacul. Nu e mai e abacul. Și vrem să fim mâna dreaptă a managementului, la care acesta se poate raporta pentru a cere oricare sfat din punct de vedere financiar. Un management fără cifre și fără contabilitate poate să fie poezie. Poate să fie multă metaforă și o aventură, dacă nu este cineva care să fie mult mai pragmatic și apropiat de metodele de a face mulți bani sau de a dezvolta o afacere.
un contabil bun îți poate crește afacerea, după sau cum un contabil prost, slab, slab pregătit ți-o poate prăbuși. Da. Avem mai multe subiecte în această seară, doamnul Lunița Chihai. Avem subiecte de la roborul cel mai spăimos, actorul cu și sălbatici inconștienți. Avem Splitul TV, avem, știu eu, eu am numit-o o barbarie în economia românească, salariile de la stat în topul celor mai bine plătite profesii private. Adică știm foarte bine, o să dezvoltați dumneavoastră pe parcurs. Sunt, în fine, mai multe subiecte. Aș vrea să vă propun, dacă vreți, dacă sunteți de acord, data trecută cu o altă întâlnire cu domnul, cu un alt specialist, să-i spunem, în finanțe, venea pe partea, știu eu, TVA-ul de falcată, taxa, ia, valoarea TVA-ul, de, taxa defalcată e echivalentul unui genocid fiscal. Cum vedeți dumneavoastră Splitul acesta, TVA, Splitul acesta care în momentul de față a creat, trebuie să recunoaștem, o isterie națională și a închis, aproape a închis activitatea economică a multor întreprinderi mici sau chiar, chiar foarte mici sau mici, mici, mici. Păi nu avea cum să o închidă, că el nu, nu se aplică. În sensul atitudinii, în sensul curajului. Mai continuăm, închidem porțile, că ăștia ne omoară cu altceva, acum gata, renunțăm. Adică abandon mai mult, nu în sensul efectelor legale. Ca organism profesional trebuie să fim aproape de clienții noștri și să reușim să-i consiliem pe toate domeniile de activitate. Split TVA-ul va afecta într-adevăr mici întreprinzători. De ce? Pentru că va reduce cash flow-ul firmelor efectiv și va îngreuna și povara administrativă. Ceea ce făcea un om în firmă sau un om făcea două ore într-o firmă, va trebui să facă un om zi de zi, deci automat vor crește costurile. Deci drumurile cu, la bancă cu sau nu? Drumuri la bancă, dacă nu lucrăm cu internet banking-ul. El nu este așa o sperietoare și nouă ca și profesioniști. Un act de cenzură economică dur. Nu, ca și profesioniști contabili, ni se pare efectiv doar o povară administrativă greu de dedus de cei mici. Marile companii și multinaționale vor fi mai puțin afectate de această măsură. Drept dovadă, erau înscriși astăzi, după câte am citit pe surse, în celebru registru al persoanelor care aplică Split TVA, 175 de companii, majoritatea dintre ele multinaționale, la nivel de țară, de toată țara. Este foarte puțin, având în vedere că totuși guvernul a acordat niște facilități fiscale pentru cei care aplică de la 1 octombrie opțional Split-ul de TVA. Deci 175 de companii din 450.000. Așa da, am citesc un titlu acum, că mi l-a sugerat dumneavoastră și l-am găsit. Exact. Doar 175 de companii, 45 de active au optat pentru sistemul acesta, da? Deocamdată. Da. Ei au timp să opteze până la 31 decembrie, este opțional. Dacă ar fi să respectăm cadența temporală, 175 din până la 450.000 e drum mult. Dar oricum, e suficient și 50%, nu? Deci majoritatea companiilor mari care lucrează cu achiziții, livrări intracomunitare, care nu sunt purtătoare de TVA, cu exporturi, nu vor fi afectate, care au un compartiment foarte mare financiar contabil, cu mult personal. Nu vor fi afectate de aceste schimbări legislative. Eu sunt un neofit și vă rog să priviți cu îngăduință în domeniul acesta eventualele întrebări cu tentă naivă din partea mea sau școlărească, dar asta este și dumneavoastră sigur o să speculați exact ceea ce este important pentru telespectator, nu pentru mine în mod direct. Dar ce cheltuieli aduce unei firme mici pe lângă aceasta, să-i spunem indirectă, birocratică, du-te la bancă, plătește un om în plus, nu neapărat un om în plus, mai mult timp sau mai multă dedicare pentru asta. Autobuz, mașină, tramvai și așa mai departe. În primul rând, vor fi multe firme mici care vor trebui să apeleze la credite bancare pentru a-și asigura surplusul de cash flow
indisponibilizat de acel TVA care se pune în cont separat. Adică un fel separat. De depozit, un fel de stoc. Exact, nu? Da. În care vor tragă... trebui să suplinească de undeva. Gândiți-vă că un chioșc care încasează pe 1 octombrie, să spunem, da. TVA-ul, el în 7 zile trebuie să ducă acel TVA, deci 19% din încasările lui, care la, poate fi la un milion, două, trei, nouă. Da, azi un pic, mâine un pic, el nu va mai plăti furnizorii din banii aia. Până pe 25 al lunii următoare, automat va trebui să se împrumute sau să lucreze mai mult pe credit furnizor. Să-și deschidă o linie de credit. Categoric. De cei care vor câștiga, în primul și în primul rând, vor fi cei din bănci. În primul rând, comisioanele pentru operațiuni. Care se adună. Comisioane operațiuni, comisioane, știu eu, altfel da, de comisioane la împrumuturile. Gândiți-vă că pentru plata unei facturi din, în bancă, da, se vor face acum două plăți distincte. Deci vor fi două comisioane. Dacă nu avem bani în contul de TVA să plătim furnizorii noștri din acel cont special de TVA, va trebui să ducem bani din contul curent. Deci a treia operațiune cu al treilea comision. Și dacă nu avem bani deloc de TVA, decât din mărfuri, trebuie să ne împrumutăm. Trebuie să ne împrumutăm. Și avem a patra operațiune, dobânda exact. Bancară cu tot ce aduce ea de la sine. Deci nu? Costurile bancare vor fi foarte mari. Și costurile bancare, băncile vor fi, văd aici că sunt bănci care oferă conturi gratuite și facilități și ce facilități obțin și firmele care aplică măsura. Adică sunt bănci, sunt de generoase, mecenat, deci, fac mecenat deschiderea contului România. Este foarte simplu de acordat gratuit. Deschiderea contului. A, dar, nu și exploatarea lui ulterioară. Dar ceea ce urmează, ceea ce nu urmează va fi chiar este gratuit. Cu gardul și cu tigru da, sau singura, cu leopardul. Singura care va oferi servicii gratuite sau cel puțin așa în primit asigurări este trezoreria, care din punctul meu de vedere, nu are infrastructura necesară în a lucra cu atâtea mii de operațiuni zilnic. Și Ministerul Finanțelor, ca să încurajeze, sau ca să fie mai uman, știți foarte bine cum este considerat, perceput de unii, mai ales ANAF-ul, ca fiind niște, că, aplicând o tactică sau proceduri, să nu spunem o tactică izolată, eșirare, de tip fascist, cum încurajează Ministerul Finanțelor Publice firmele ca să, totuși, ca să treacă peste acest șoc psihologic? Deci, că e o noutate. Ei încurajează doar pentru cei care aplică sistemul opțional da. De la 1 octombrie. Cu adică... reduceri la impozitul pe profit, impozitul pe micro-întreprinderi sau impozit pe venit, pentru trimestru 4, un 5% reducere la impozit. Plus scutirea de penalități de întârziere pentru cei care aplică sistemul, doar la TVA, cei care au restanțe la TVA și la 30 septembrie vor beneficia de penalități, de scutire de penalități de întârziere. Per total câștigă statul ceva dacă au introdus această măsură sau creează doar haos și deranj în mecanismele statuate de atâția ani de zile? Aparent am putea să spunem că câștigă, dar în mod cert ca și profesionist eu spun că marea evaziune fiscală pe TVA nu va fi... Mic. Nu va fi eradicată prin acest split de TVA. Probabil de asta nu se aplică nici în celelalte țări ale Uniunii Europene. Știți că cea mai mare evaziune fiscală este considerată a fi în Italia. Italia este una din țările care aplică split TVA-ul, dar doar pentru cei care derulează contracte cu statul. Cu statul, da, cu banii publici. În România, serviciile noastre de intelligence spun că evaziunea fiscală se ridică la vreo 60-70 de la an la an din produsul intern brut, din PIB. Ei știu lucrul ăsta, dar nu știu să combată. Nu știu, că așa mereu au de ani buni, cam la nivelul ăsta, la jumătate din PIB aproape și mai mult evaziunea fiscală. Ne pregătim să intrăm în publicitate și vreau să vă, înainte de asta, vreau totuși să vă întreb, ca să nu rămân cu o întrebare agățată undeva care nu mai are valoare ulterior, să vă întreb, în măsura în care acest TVA split
funcționează, să-i spunem, intră pe albia lui, pe linia lui. Acele 300.000 de firme pe care specialiștii în finanțe le-au descoperit ca fiind firme fantomă, care eliberează facturi, sunt 300.000 în România, ei eu spun... N-am auzit cifra asta, mi se pare dispărea, exorbitant. E o cifră spusă de un grandios, să-i spunem, analist economic pe un post național televiziune și mie mi s-a părut mare, dar el așa spune că adunând facturile celor care false a emitenților, cam la numărul acesta s-a ajuns. 300.000 de firme fantomă în România. Pot dispărea, măcar o parte din, să zicem, nu sunt 300.000, sunt 100.000, dar pot dispărea, adică se elimină? Nu neapărat. Nu neapărat, pentru că firmele care fac evaziune fiscală în mod cert nu declară. Și în mod cert nu se vor duce la bancă să-și depună TVA-ul în cont sau să... Cu 300 acum se duce unul care vinde exact. Gogoși, de exemplu, sau pâine sau mai multe așa la un loc. Sau un chioș de școală generală în România noastră rurală. Știți, pe lângă școli sunt chioșcurile alea care mai vând covrigei, Eugenia și așa mai departe. Gândiți-vă la distanțele care trebuie să le parcurgă un mic comerciant dintr-un sat, să spunem, din zona Dorna până la primul... Care să fie chiar Dorna sau din zona Rădăuți să fie Suceava sau de undeva, de pe la izvoarele Sucevei, să fie câmpul moldovenesc. De la Falcău, Lupcina, să ducă până la Rădăuți să-și depună... Aia în partea elaltă și de la izvoarele la vale pe câmpul moldovenesc, e zona lor mai apropiată. Da? Doamnelor, revenim după decupajul comercial care urmează cu doamna Luminița Chihai, doamna director Luminița Chihai, să vorbim despre celelalte subiectele noastre.